Hei, am revenit. Tot în Sibiu, în Piața Mare. Ioan? Oksana? Încercăm să vedem ce iese dacă vorbim din nou. Dacă vă place, dacă nu vă place. Dacă vă place, puteți să comentați. Dacă nu vă place, puteți să comentați. Ne spuneți ce vă place, ce nu vă place. Evident, o să rămână și destul de multe clipuri unde nu o să vorbim, ca să vă putem lăsa să vă plimbați liniștiți. Dar în caz că vreți să mai aflați ceva informații, nu foarte multe, pentru că suntem și noi turiști, nu cunoaștem așa de bine toate locurile pe care să le vizităm, puteți să ascultați și variantele povestite, să urmăriți variantele povestite. De aproape de fiecare dată când am ajuns, de fiecare dată când am ajuns în Piața Mare, nu țâșnitoarea, ci faptul că era cât o scenă montată. M-a fascinat. Aici, sper să nu-și nenorocesc numele, l-am citit anul trecut, când am făcut un clip pe aici prin zonă și am notat obiectivele. Dacă nu mă înșel, se numește Fântâna Condamnaților, Fântâna Falkenhayn. Sper că nu i-am greșit numele. Am senzația că în cușca asta erau băgați condamnații pe vreme. N-am nici ce mai fac idei. Scena de care vă ziceam, nu știu dacă se pregătesc un nou festival sau s-a terminat unul, dar mai mereu aici în Piața Satului cât un festival. Fix lângă cea mai liniștitoare biserică în care am intrat vreodată. E Catedrala Romano-Catolică Sfânta Treime. E un clip cu ea postat de noi acum vreo 2 ani de zile. Vremea când tocmai ne apucasem de walking videos. Și da. Sunt foarte frumoase. Lumina este deosebită, o primită prin vitraj, este ceva chiar foarte, foarte frumită vizitată. Cum spuneam, unul din cele mai liniștitoare și liniștite locuri în care am fost vreodată. Și lângă, nu se vede în momentul ăsta clar cât e de mare, dar o să mă trag într-o parte. Lângă ce arată hotel de 4 stele, e primăria. Primăria care este, bănuiesc, într-un fost palat ceva, rivalizează cu brucantalul de peste drum. Liniștit, rivalizează cu brucantalul de peste drum. Încet! Încet! Simbolul pieței mari, cred. Așa pare să fie. Așa pare să fie. Casa albastră lângă. Am vizitat-o acum vreo 2 ani. Nu știu care mai e... care mai e situația, o să încerc să văd dacă e trecut un program de vizitare ceva. Nu. 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 Nu există posibilitatea. Și o vedere cu toată piața. Bine, puteți vedea și mașina în piață. Ce caut ai. Derogare. Dacă e ceva ce chinuie cu adevărat. Uite, Ioan, ce frumoase sunt tot felurile de la casă. Așa îmi place să le spun. Da, ochii Sibiului. Ochii Sibiului, casele care te privesc. Și ca să revin la ce povesteam, dacă e ceva care chinuie cu adevărat zona veche a Sibiului,
sunt mașinile. Nu știu dacă există vreo soluție să le scoată în afara orașului vechi, dar dacă ar putea să o facă, ar fi probabil una din cele mai bune decizii pe care le-ar lua primăria. Ei, și de aici începe ceea ce nu pot să descriu decât ca fiind festivalul înghețatei. De aici până la sfârșitul pietonalei. Sunt multe kilograme. Vorba, Roxane, sunt multe kilograme de care trebuie să te ferești. Da, ascultăm. Sunt... E, cum măsurăm? Ce bine ne-am întâlnit. Tonetă după tonetă de înghețată, tentație după tentație, care mai de care mai artizanală și mai bună. La întoarcere s-ar putea să ne mai oprim la o tură. Nu vă ascundem că nu e prima oprire la înghețată pe ziua de azi. Bun, ieșim din Piața Mare și intrăm pe ceea ce ei numesc strada Nicolae Bălcescu, iar eu îi spun pietonala din Sibiu. De când a fost ultima dată, multe magazine s-au închis și ești pandemie. Da, înghețat. Mă scuzați. A fost o atracție gravitațională. Sunt și cele clasice, pe care nu o să vi le tot arăt, și sunt și artizanale. Undeva la 5 lei o cupă, uneori cu oferte, de 12 lei 3 cupe. Parcă ce e mici, o oferte chiar mai avantajoasă. Dacă erau așa multe, mă declaram și eu mic. Împăratul Românilor. Un hotel fix în centrul orașului. Mai sunt câteva și în Piața Mare. Și încercăm să vi le arătăm în clipurile următoare. Care să plimbe apa. Și de aici începe cursa cu obstacole pentru noi. Pe stânga înghețată, pe dreapta înghețată. Doamne, trebuie să faci și raport. Hai să vă arătăm de ce trebuie să te ferești. Ricota de zmeură, caramel sărat, cheesecake, fructe de pădure, strawberry, ciocolată lichidă, nu că ne întoarcem, Snickers, ciocolată lichidă și fructe de pădure. Aș încerca eu. Concurența peste drum. Trei cupe, 12 lei. Păi știu unde mă întorc. Pavlova, ciocolată, căpșun, lapte de pasăre, ciocolată cu lapte. Ciocolată vegană. Nu cred că azi, dar mâine sigur. Am reușit să ne smulgem. Da, e... E o discuție aparte. Sunt cu mărar. Langoșile sunt bolă, Roxane. Cei care nu au pe partea sărată, dar cei cu tele mea sunt... Știu, e cald, prăjeala nu-i bună, dar una mică, nu ce-am făcut eu. Porumb fiert. Nu putea să lipsească. 6 lei bucata de porumb fiert, sincer. Înghețată aici, care mă tentează și se pare că nu doar pe mine. Dacă mă uit în jur, nu văd pe nimeni cu porumb, dar înghețată. Poftim! Poftim! De ce trebuie să-mi iasă în cale toate astea? Bad karma! Ciocolată cu alune, sorbet de zmeură, caramel sărat, fructe de pădure, mure,
căpșun, cheesecake. Oh. Cinci lei cupa la toți. Unul dintre ei avea trei cupe la 12 lei. Să nu a rămas în urmă. Ce-ai făcut? Ai fost la înghețată? Un Golden Retriever de 3 ani și eu. Păi dă-mi că unul. Eu mă uit la culinarte, tu du-te să mânghii. Blănoșii? Blănoșii, da. Uite. Trei bile, 12 lei. Cheese-cheese. Nocciola, iaurt. Ciocolată, opa! Înghețată cu proteină. Nu stres, o să încercăm și pe. Căpșuni, ciocolată, fructe de pădure, cred că fructe de pădure, ciocolată și înghețată proteică vor fi cele pe care le încercăm. Renunțăm la cină, ne luăm caloriile din înghețată. Și asta este. Momentan, o scurtă perioadă de pauză. Văd că următorul au tras fusa peste mașinăria infernală de produs înghețată. Undeva pe aici, nu știu să vă spun exact care, este probabil cea mai celebră casă din Sibiu. Cred că una din astea, nu știu să vă spun care. Este una din casele care a făcut furori în presă. Nu, no, n-are sens, are legătură cu politica și n-are sens să deschidem subiectul ăsta. Hai să vi le arătăm. Uitați voi hal de dimensiune de covrig. Și de gogoș. Ai mâncat unul? Sunt două mese. Roxana încă nu s-a desprins de el. Vine și ea, dar încet. Am trecut de Pacea? N-am trecut. Aici e Pacea. Pacea n-are nicio legătură cu Pacea la care vă gândiți voi. Sunt niște galerii comerciale chinezești pe care Roxana le vizitează de fiecare dată când ajunge prin Sibiu și și-a tot felul de nimicuri care, surprinzător, se dovedesc foarte utile și rezistente. Clame de păr și cu... Dumnezeu mai știe ce. De ce ne place Sibiu? Nu cred că trebuie să dau prea multe detalii. Mă, uitați-vă! O zonă în care toate casele sunt reabilitate. Deși suntem în centru, nu e totul acoperit de betoane nici pe departe. Piatră cubică, verde, copaci, vegetație, păsări, înghețată. Și evident locuri de unde să cumperi ceva. Mașină din nou. Înghețată fără zahăr. Interesant. Nu vi le mai arăt. Nu mai vreau nici eu să stau. Mă îndepărtez de ele cât pot de repede. Un pic și se termină pietonala. Dar să nu mai urmări și în alte episoade, pentru că sunt multe străzi, multe frumoase aici. Mi-ar plăcea să împărtășim cu voi lucruri care le mai ține în minte din dățile trecute de vizită. Dacă să-i spun intrarea sau finalul pietonalei,
Dar și la intrare și la ieșire în Sibiu o să găsești locuri unde să mănânci bine. Și pe la mijloc la fel. L-am văzut când ieșea. Ba nu, l-am văzut într-o filmare mai devreme. Cam aici se termină clipul. Vă arăt o imagine, aia se de final, nu știu cât de bine o să se vadă. În partea stângă imagine aveți un Ramada modern. În partea dreaptă aveți un Continental vechi. Continentalul nu se vede, din păcate, atât de bine în momentul ăsta. Să încerc să vi-l arăt ceva mai bine. O combinație de nou și vechi, care e foarte ușor de găsit în București, dar pe care speram că sibienii reușesc să o evite. Dacă v-a plăcut sau nu v-a plăcut, vă așteptăm să ne scrieți acolo. Nu, ne-a plăcut. Și ne bucurăm că ați fost cu noi. Numai bine, la revedere! Pa!